mese sau să tragă de aranjamente și am fost atenționați că se fumează, așa că vă rugăm frumos să nu fumați. Și cam atât. Bună ziua! Mă numesc Norica pentru cei care nu mă cunosc și alături de Ana Maria și Darius. Ce mai faceți? Singurul hobby al tău sau mai așa? Singurul. Fetele, nu?
deci am venit aici să sparg normele, să mă distrez la greu și altele. Numai puțin, ai vreun motiv special pentru care ai ales-o pe Diana să fie parteneră? Simpatică și aiurită. Ce părere ai despre domnul Popasile?
sunt din Beclean, sunt în ziua de la Fecioare. Ce clasă ești? Sunt în clasa 9. Fecioară și tu ești egoist și încăpățânat sau nu? Ca și tine. Nu prea? Eu cred că nu mai este nevoie de prezentare după cum am aplaudat. Cum te numești? Dar cum de-ți-au pus părinții numele ăsta, Fusu? Păcat nu i-au pus părinții. Erau, dar ți-au pus părinții, dar cine? Prietenii. Și ți-au dat porc de Crăciun. Ți-au dat porc de Crăciun. Că te-au putut să-i dat doamna mare. Nu. Încă nu. Așa ceva, hobby mai? Da, iubesc fotbal foarte mult. Iubești fotbal, nu iubești fetele? Mai la doilea rând. Mai la doilea rând. În ce elev ești? În ce clasă ești elev? În clasa 9, la domnul dirigente, pentru că nu are rost să-mi spun. Ce domnul dirigente? Noi nu știm. Domnul Dancan Mihai. Propagandă electorală. Așa și fata? Mă numesc Ioana, am 15 ani, sunt elev în clasa 9. Hobby-urile mele sunt muzica, dansul, plimbările mele. Discurs pregătit de acasă? Știu. Cum v-ați hotărât să participați împreună? Vă potriviți foarte bine? O coincidență. Tot o întâmplare. O întâmplare și atât? Ai invitat-o pe ea să o ia pe tine. Eu. Da, Ana a făcut cuplul de ei doi. Corect. Da, mulțumim, Ana.
ele de casă? Cum spre, sper că ai bani să-i plătești după cât de gălăcie au făcut. Sau să le dai de băut. Depinde. Ce hobby ai? Fotbal. Și tu fotbal? Ce ești, portar? Că nu fac fotbal ești, dar tu ce ești, portar? Atacant. Ai căutat-o de trățară?
ajunge bucatul ca de la... Hai
mafia. Yeah.
copii. Mulțumim, Valeria. Păi dacă te doare capul sau ai febră, ia aspirină.
tu non ti hai detto in genio. Nu, di ce dacă că produc bani? Copilul lui domnul senator și când e igienică. Thank you.
niños. Atent cu un suc, pe mă duc la orice fată care o văd pe stradă și zic, hai un suc cu mine. Eu nu cred că vine.
problema. Voy a punto de montar chimera. ¿Qué pasa el policía? Da. Deci dacă te vede noaptea că ești mai mare și a doua zi te vede că ești mai mic.
Cuando
nasturi galbeni. Așa e formatul. Ca să-și facă încheia haina. Zero. Ce trece pe
dar dați-le la ore, nu acum, pentru, din cauza unor, pentru că așa te spun lui Zeac că se vrea la răspunsul. Da sau nu? Nu, îi pare rău. Le pare rău. Concurenții nu mai iasă din sală. Concurenții.
dreptul meu. Și se vor deplasa cu mersul piticului până la linia de sosire. Gracias.
Oh, no.
pierdut încrederea din sală. Deja se simte o pauză. Ne întâlnim data viitoare. Sper să nu mai fiți așa obraznici. Și dacă îmi dați voie, aș putea să permit și pe domnul profesor Timaru, profesor Domnul. Păi copii, să știți că ăsta e cel mai bun lucru să mai înțeleg. Este că așa bucură să-mi cazare. Prost, prost, foarte prost, e foarte prost. Deja nu mai e. Păi încă. Aia e spația, domnule, aia e super bate. Să scoți cum povestea, băi. Băi. Am fost în Franța.
Acolo nu arată măsări de clasă cum arată aici, măi. Aici parcă intră, nu știu cum să spun, măi, tătani, măi. Tătani, măi. Aia este clasă, măi. Aia este clasă. Ia să vedem, măi. Doamne, am rămas, măi, atât. Cristi. Eu vreau să fii gratis, măi. Bine, măi. Hai să vedem cum se rezolvă. Ești mai chițoare, tată, măi. Sau papa, cum te cheamă, măi. Băi, baba, tu ce lași acum acolo la casă, mă, să fie în o pierdere, mami? Ia. Ei, și-a venit și televiziunea, mami. Băi, da, Franța, băi, copiii, băi, de așa și pe am timp, măi, putea și ea cu mașina la școală, băi. Mișină. Da, măi, aia-i scoate, măi, că ia-s inteligenți, măi, ca voi, măi. Nici o ecuație de gradul 2 să nu rezolvați, măi. Bun, încă ceva. În pauza mare, nimeni nu stă în clasă, ne-am înțeles? Băi, ne-am înțeles? Băi, la care vă scopem toți afară, băi. Mulțumim, Cristi, cred că a spus cum cheamă. Și am ajuns la ultima probă. Proba de dans. Thank you.
Pelecan numărul 1. Care 1? Și Pelecan numărul 5. Cine e?